nu era președinte atunci. Vă rog să citiți acel comunicat, unde spune reprezentanții Consiliului Județean prezenți s-au angajat și obligația ca până 15 iulie să pună la dispoziție o rampă temporară pentru întregul județ, conform soluțiilor discutate. Să se iau o suprafață de 5 hectare din interior sau din exteriorul rampei existente, să se facă o extindere de proiect dacă se poate, sau o notă de legire de șantier, să se obțină avizul de raportul de mediu că se poate face acest lucru și să se realizeze. În 6 martie s-a trimis la raport mediu dacă se poate face, au primit răspunsul cei de la Consiliul Județean, da, se poate face acest lucru și urma să se implementeze soluția. Când am fost în 3 totuși aprilie, nimic nu se întâmplă faptic, m-am dus în ședință de Consiliu, s-a adoptat atunci o decizie să se facă parteneriatul cu UFLEACă, să se cumpere minim 5 hectare de teren după aceea întreaga suprafață, să se mandateze RADF-ul lor să opereze rampa temporară, au plecat lucrurile pe drum și am stat oarecum optimist că vom avea soluție după 15 iulie. Dar 27 iunie primim notificare de reziliere că din 1 iulie nu se mai depozitează gunoaie în Cluj.